Bună seara tuturor! Tradițional, după ședința de guvern, ieșim în fața domniilor voastre pentru a vorbi despre cele mai importante decizii luate în cadrul ședinței, dar și pentru a răspunde la întrebările jurnaliștilor. Pentru început, vreau să vă anunț că împreună cu colegii din guvern am stabilit un mecanism mai eficient de pregătire a ședințelor Cabinetului de Ministri. Una dintre acțiunile întreprinse pentru a asigura maxima transparență este publicarea ordinii de zi a ședințelor de guvern cu o săptămână înainte, astfel ca toate părțile interesate să le poată accesa și studia din timp. Astfel, ordinea de zi pentru următoarea ședință de guvern va fi publicată mâine dimineață deja. În cadrul ședinței de astăzi am examinat mai multe decizii importante. Unele din acestea se referă la domeniul eficienței energetice, care are o importanță majoră pentru țara noastră. Astfel, am aprobat finanțarea pentru proiectul de eficiență energetică din Moldova și am decis în favoarea creșterii cotelor maxime pentru energie electrică din surse regenerabile. Guvernul propune majorarea cotelor alocate acestor tehnologii și cu detalii despre cum acestea vor fi alocate, vă va vorbi, deci despre aceste detalii vă va vorbi domnul viceprim-ministru Andrei Spân. O altă decizie aprobată azi vizează excluderea interzicerii de incinerare a anvelopelor uzate, ceea ce va permite lărgirea utilizării operațiunilor de valorificare a deșeurilor, permițând gestionarea acestora atât prin valorificare materială, cât și prin valorificare energetică. Vreau să vă informez de asemenea că am fost astăzi într-o vizită de lucru în comuna Stăuceni, unde am avut o discuție cu angajații și conducerea primăriei despre problemele din localitate, dar și despre progresele înregistrate. Am vizitat centrul de sănătate din această localitate pentru a-i felicita pe angajații de acolo pentru cea mai mare rată de vaccinare din țară, de 68%. Medicii de familie mi-au vorbit despre efortul pe care l-au făcut pentru a informa cetățenii despre beneficiile vaccinării, dar și pentru a combate falsurile la acest subiect. Le mulțumesc mult tuturor lucrătorilor medicali și sper că exemplul lor va fi urmat și de alte localități din țară, astfel ca să putem depăși cât mai curând criza pandemică și să protejăm oamenii dragi. În alt context, vreau să mă folosesc de ocazie ca să vă anunț că pe parcursul zilei de mâine, 9 decembrie, voi efectua o vizită oficială în România, unde voi avea întrevederi cu domnul Klaus Iohannis, președintele României, cu domnul Nicolae Ciucă, premierul României, cu domnul Florin Vasile Câțu, președintele Senatului și, nu în ultimul rând, cu domnul Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. Vom aborda mai multe subiecte de interes comun pentru țările noastre în contextul implementării acțiunilor stabilite în foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare România-Republica Moldova, semnată recent la București de ministrii de externe ale Republicii Moldova și România. Vom discuta și despre necesitatea pregătirea pentru ședința comună de guvern, care va avea loc, sperăm noi, la începutul anului viitor. Peste o săptămână va merge și domnul vicepremier Spânu în România pentru a discuta subiectele de securitate energetică. Și în continuare îl rog pe domnul Spânu să ofere mai multe detalii despre unele dintre deciziile aprobate azi de Cabinetul de Ministri, după care vom răspunde la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna prim-ministru. Deja, cum s-a menționat, astăzi, credem noi, a fost votat un proiect de hotărâre de guvern foarte important pentru securitatea energetică. Ori noi, în calitate de guvern, am spus în nenumărate rânduri că ne dorim ca să producem surse sau resurse energetice aici, în țara noastră. Astfel, o sursă importantă de energie electrică sunt proiectele în regenerabile. În acest sens, au fost aprobate cotele maxime pentru sau până pe data de 31 decembrie 2025, deci pentru următorii 4 ani. Vorbim de 400 de megawatts în totalitate, ceea ce ar reprezenta aproximativ 30% din consumul al întregei țări. Aceste cote au fost împărțite în mai multe categorii și am să trec prin ele.
vorbim de instalații eoliene sau instalații sau producere a energiei electrice cu ajutorul vântului, vorbim de 120 de megawatts care vor putea fi folosiți în acest sens. Vorbim de instalații solare, care în această categorie se încadrează 130 de megawatts. De asemenea, ne dorim că instalații solare să apară inclusiv pe acoperișul clădirilor. În acest sens au fost alocate 50 sau capacitate de 50 de megawatts. Alte surse sunt instalațiile de cogenerare, pentru care au fost alocate o capacitate de 100 de megawatts și instalații hidro de 5 megawatts. În total, cum am spus și mai sus, această capacitate care a fost alocată acum reprezintă aproximativ 30% din consumul anual al țării noastre. La moment, din resurse regenerabile, se produce aproximativ 3%. Deci vorbim de 3%, iar obiectivul nostru să creștem până la 30%. Guvernul în ultima perioadă a fost abordat de foarte mulți investitori privați, cât și parteneri de dezvoltare care sunt deschiși să investească în aceste instalații de producere a energiei regenerabile. Astfel, odată ce aceste investiții vor veni în țara noastră, noi considerăm și în calculele preventive arată că vom atrage investiții de aproximativ între 400 și 800 de milioane de euro, ceea ce la rândul său se vor transforma în locuri de muncă și bunăstare pentru cetățenii noștri. Deci acesta este proiectul despre care am vrut să vă spun în primul rând. În anul viitor, Agenția Națională de Reglementare Energetică va trebui împreună cu Ministerul de Infrastructură să lanseze și mecanismele prin care investitorii pot accesa aceste cote și chiar începând cu anul viitor se vor începe utiliza aceste cote. Deci invităm atât, cum am menționat, antreprenorii privați din țară, dar și antreprenorii la nivel internațional să vină să investească în țara noastră în resurse regenerabile. Un alt proiect care a fost votat astăzi în guvern ține de un aviz la proiectul de lege privind produsele petroliere. Deci ne dorim în primul rând să reducem monopolul de pe piața Angro, astfel se reduce taxa unică sau de licență, care până acum era de 260.000 de lei. Și evident că mai puține companii sau mai puțini producători, ca de exemplu agricol, își permit ca să plătească această taxă pentru o cantitate de produse petroliere mai mică. Deci această taxă de 260.000 de lei a fost exclusă și se va aplica o taxă generală de doar 3.250 de lei. Un alt aspect a acestui aviz la proiect de lege ține de moratoriu pe 6 luni la construcția de noi stații de alimentare PECO. Or, din mai multe studii se arată că aceste stații PECO sunt așezate neconform, neuniform, iar eficiența lor sau costul de întreținere acestor inclusiv se introduce în costul benzinei sau motorinei, astfel ridicând prețul la pompă. În aceste 6 luni, la Minister ne propunem să elaborăm normative clare care să explice cum și când și unde se construiesc aceste stații noi. Până atunci vom avea acest moratoriu de 6 luni. Suplimentar s-au mărit contravențiile pentru încălcările din domeniul pieței petroliere, aproximativ de 10 ori. Cam acestea sunt cele mai importante două proiecte care s-au votat pe domeniul energetic și evident, dacă sunt întrebări, doamna prim-ministru, noi suntem aici. Irina Boțu, Televiziunea Prime. Cât de echitabile sunt majorările la salariile judecătorilor Curții Constituționale până la 82.000 de lei, când mai mulți angajați de la stat nu au nici practic 10.000 de lei? Noi credem că salariile trebuie să crească pentru toate categoriile de cetățeni, anume de aceea am recurs la creșteri salariale pentru toate categoriile cu 100 de lei la valoarea de referință și pentru anumite categorii cu sume mai mari. În ceea ce privește Curtea Constituțională, este foarte important să avem
asemenea instituții integre, care de fapt asigură prosperitatea țării și ajută la menținerea integrității pe tot spectru de instituții care efectuează justiția. De aceea, noi credem că în condițiile în care salariile judecătorilor curților constituționale din Ucraina, din alte țări, sunt uneori chiar și de două ori mai mari, aceste salarii sunt justificate pentru a ne asigura că deciziile se iau în interesul public și nu în interesul unor grupuri. Ce a câștigat democrația din Moldova prin excluderea candidatului Partidului Șor din alegerile pentru funcția de primar al municipiului Bălți? Atunci când se respectă legea, câștigă democrația. Credeți că în acest caz a fost la fel? Da, a fost o decizie a Comisiei Electorale Centrale în baza legii. Au fost și două ședințe de judecată, deci a fost respectată procedura. Finanțarea ilegală a partidelor este principalul factor care generează corupție în Moldova. Finanțarea ilegală, cât de mică, trebuie să fie interzisă și sancționată. Exact așa cum spune legea. Democrația întotdeauna câștigă de la punerea legii în capul mesei. Cum decurge dialogul cu autoritățile de la Kiev privind construcția nodului hidrologic de la Novodnistrovsk? Când va avea loc poate următoarea întâlnire, cu ce propuneri merge partea moldovenească în cadrul acestui proiect? Chiar astăzi în ședința de guvern am adoptat componența actualizată a părții moldovenești a comisiei și aceste discuții, deci au loc analize, ridicarea documentelor din trecut, deci aceste întrebări complexe se rezolvă prin dialog, prin comunicare și am rugat-o pe doamna Cantaragiu, ministrul mediului, să comunice pe acest subiect la fiecare etapă a negocierilor. Ce spun partenerii europeni despre acest proiect? Partenerii europeni sunt deschiși să ne susțină în evaluarea impactului de mediu, așa cum am solicitat, am ajuns și la o înțelegere prealabilă cu partea ucraineană, să discutăm împreună cu partenerii europeni pentru ca să ne ajute să evaluăm corect impactul de mediu. Și despre Târgul de Crăciun, dacă s-a decis deja unde el va fi organizat și cu ce se va deosebi el de cel organizat de primărie? Sau dacă poate s-a încercat o colaborare cu primăria în acest sens? Târgul de Crăciun va avea loc în scoarul Palatului Național. Nu va fi limitată circulația pe nicio stradă, pentru că și așa avem ambuteiaje foarte mari care sunt și mai grave în perioada sărbătorilor. De aceea am ales un spațiu care să nu pericliteze circulația pe străzile din centru. Ceea ce ne deosebește este faptul că concertele vor avea loc în mai multe orașe ale țării. Nu este vorba doar despre Chișinău, este vorba despre 10 alte orașe și deci vor avea loc concerte pentru păturile vulnerabile, vor avea loc deci va avea loc promovarea meșteșugului, promovarea cântecelor tradiționale, colindelor tradiționale și acest târg va demara pe 24 decembrie. Nu s-a încercat o colaborare cu primăria în acest sens? Pentru că știm că primarul general spunea că a solicitat ministerului poate împreună să organizeze aceste evenimente pentru sărbătorile de iarnă. Nu cunosc care au fost discuțiile Ministerului Culturii cu administrația publică locală. Vă rog să vă adresați această întrebare și vă vor fi oferite detalii. Bună seara, Elorion Boian de la TV8. Vreau încă câteva precizări în legătură de majorarea salariilor bugetare. Vă rog să ne spuneți cum se calculează majorarea și după ce formulă. Deci, în primul rând, salariile în sectorul bugetar sunt reglementate de sistemul unic de salarizare, legea 270
care reglementează acest sistem. El este bazat pe o valoare de referință pentru fiecare cumva grup ocupațional și clase de calificare. Și, deci împreună acestea generează o valoare a salariului. Și în lege este prevăzut că deci această valoare de referință va crește în fiecare an și astfel am crescut valoarea de referință cu 100 de lei pentru toate categoriile de angajați, iar pentru anumite categorii, cum ar fi, de exemplu, asistenții psihopedagogici, am crescut și clasele, astfel că cumva creșterea procentuală sau relativă a fost mai mare decât cea generală. Da, în cazul dumneavoastră, doamna Gavrileță, cu cât va crește salariul după operarea modificărilor? Va crește valoarea de referință cu 100 de lei, exact ca și pentru celelalte categorii. Nu m-am uitat, dacă sincer, să văd pentru mine personal cu cât va crește, dar știu că pentru demnitari va crește cu peste 1000 de lei. Da. Cum s-a permit ca în cazul Curții Constituționale majorarea să fie de 100%, iar la profesori de 5%? Deci, încă o dată repet, în cazul Curții Constituționale a fost stabilit un spor pentru activitatea activitatea constituțională. Este un organ de care depinde prosperitatea întregii societăți, de care depinde aplicarea legii în Republica Moldova, și în condițiile în care în toate țările diferența aceasta dintre judecătorii Curții Constituționale și alte categorii de angajați în domeniul public sunt sunt comparabile, și în plus numărul de persoane în Curtea Constituțională este destul de mic și impactul bugetar este relativ mic. Eduard Măcearcă, Agenție Sputnik. Doamna premier, nu v-ați gândit în contextul acestor decizii care s-au luat în legătură cu majorarea salariilor la amendarea legii 270 pentru a elimina această discrepanță între bugetari, între medici, profesori și judecătorii Curții Constituționale? De ce vă întreb? Pentru că Curtea Constituțională a emis anterior niște decizii destul de în interesul ei când a fost vorba de salariile judecătorilor, salarii din sistemul de justiție, așa într-un mod corporativist, nu a permis ca salariile judecătorilor să fie într-un fel ajustate la salariile din sectorul public. Într-adevăr, ne-am gândit la acest aspect și Ministerul Finanțelor în următoarele câteva luni va face o analiză amplă a acestei legi cu privire la sistemul unitar de salarizare. În fiecare an avem aceste discuții, avem solicitări de corectare a unor discrepanțe sau percepute discrepanțe, și trebuie să vedem dacă acest sistem este cel mai potrivit pentru condițiile Republicii Moldova. În același timp, eu cred cu tărie că noi trebuie să asigurăm condiții de creștere economică astfel ca să putem continua cu politica de creștere a salariilor. Și aceste salarii trebuie să fie adecvate pentru ca să asigure că o persoană poate lucra competent, profesionist, fără ca să existe acte de corupție. Nu vom scăpa de corupție atâta timp cât pretindem că putem plăti un salariu mic și avea oameni competenți și integri. Și în legătură cu propunerea care a venit săptămâna trecută din partea opoziției parlamentare de a lua o pauză în ceea ce privește majorarea salariilor pentru deputați. Dumneavoastră, ca premier, ce părere aveți? Se putea de luat o pauză pentru a nu, să spunem așa, crea un val de nemulțumire în societate? Mă refer la deputați. Vreau să spun că
În general, sistemul unitar de salarizare presupune o singură valoare de referință sau un număr foarte limitat de valori de referință. Salariile deputaților și altor demnitari sunt la cea mai mică valoare de referință. Ea a fost creată artificial, în mod populist, în 2017, atunci când a fost adoptată această lege, și probabil acele persoane și, nu probabil, dar deja și avem și dovezi că acele persoane își suplimentau salariul cu sume impunătoare pe care le furau din haznaua statului. De aceea noi trebuie să ne mișcăm în direcția corectării acestui sistem și în direcția oferirii unor salarii decente. Vom continua să creștem salariile pentru toate categoriile de angajați. În valoare procentuală aceasta poate părea diferit, dar de fapt pentru toată lumea a fost crescută valoarea de referință cu 100 de lei. Și o întrebare pentru domnul Spânu. În legătură cu acest fond de crearea unui fond pe lângă Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, doriți să absorbiți fondul ecologic și cel de intervenții și plăți în agricultură. Cum vedeți, în general, necesitatea de a comasa aceste fonduri? Cât de utile sunt ele? Da. Cel puțin în știri așa a sunat că... Da, nu... Deci informația este eronată și greșită, asta trebuie să spunem inițial. Deci noi vorbim de restructurarea, dacă vreți, a Fondului Național de Dezvoltare Regională, care în baza legei pe care noi o promovăm va deveni Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală. De asemenea, trebuie să spunem că acest fond probabil pentru prima dată va avea aproximativ 770 de milioane de lei. Acest fond este destinat în mod special dezvoltării regiunilor și a localităților, adică a primăriilor, satelor, comunităților. Din acest fond se vor finanța construcții de apeducte, drumuri, reamenajarea clădirilor sociale, case de cultură, școli, grădinițe. Ce spuneți dumneavoastră este că la moment, până a crea acest mecanism de care am vorbit mai sus, unele erau un pic de haos, de neclaritate. Din ce fond se finanțează ce? Spre exemplu, din fondul ecologic se finanța în mare parte apeducte. Ori noi credem că fondul ecologic trebuie să se ocupe cu proiecte ecologice. De împădurire, spre exemplu, de protecția arilor naturale și așa mai departe. Respectiv, domeniul de intervenție pe apeducte și canalizare a trecut în acest fond. În cazul AIPA, AIPA este un fond de susținere pentru agricultură, pentru mediul privat. În acest fond, în anii precedenți, iarăși, probabil din careva motive, s-a introdus inclusiv finanțarea dezvoltării localităților, satelor, proiecte care am menționat mai sus. Deci acea componentă a trecut la acest fond. În discuțiile cu Congresul Autorităților Locale, cu primarii, cu președinții de raioane, asta a fost și solicitarea, să se comaseze, să se facă claritate, să avem un singur fond destinat acestor primăriilor, acest fond să aibă o procedură clară, transparentă, unică, dacă vreți, de aplicare, pentru că la un moment dat primarii nu știau unde să aplice un proiect, să-l aplice la AIPA sau să-l aplice la fondul ecologic sau să aplice la fondul de dezvoltare regională. Deci prin această lege și prin acest mecanism, noi vom crea sau vom dezvolta acest mecanism care să fie clar, simplu și accesibil pentru toate primăriile. Astfel să putem dezvolta cât mai repede aceste localități. Un aspect important a acestui fond este că în legea pe care o promovăm, noi vorbim și despre atragerea altor finanțări de la partenerii de dezvoltare. Și doamna prim-ministru deja a menționat despre acel program sau acel foaie de parcurs semnată cu România și despre care se va discuta în vizita anunțată, care la fel va putea fi absorbit prin acest mecanism. Ne mai vorbim de suportul din partea țărilor din Uniunea Europeană, dar și a Uniunii Europene în întregime. Vă mulțumim!